Handbal Club Zalău organizează mâine și vineri o nouă ediție a Cupei Consiliului Județean la Handbal, turneul la care au fost invitate Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea și formația maghiară Varda. Turneul începe mâine dimineață la ora 9.30 și se încheie vineri la ora 13, odată cu festivitatea de premiere. La fel ca în anii anteriori, Hambal Club Zalău va organiza în această săptămână o nouă ediție a Cupei Consiliului Județean Sălaș, competiție la care au fost invitate Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea și formația ungară Chișvarda. Turneul este programat joi și vineri, însă nu va fi ultima competiție din acest an pentru formația zeleoană, care va participa în perioada 28-29 și la un turneu organizat de Universitatea Cluj. Competiția de la Zaleu începe mâine dimineață la ora și 9.30 de minute cu partida dintre Hambal Club Zaleu și HM Râmnicu Vâlcea și va continua cu meciul dintre Universitatea Cluj și echipa ungară Chișvarda. Seara sunt programate alte două dispute. Universitatea Cluj va înfrunta echipa din Râmnicu Vâlcea începând cu ora 17, iar la ora și 18.45 de minute va avea loc partida dintre HC Zaleu și Chișvarda. Ultimele două jocuri din cadrul turneului sunt programate vineri dimineața. Formația vâlceană va evolua împotriva unguruaie celor de la Chisvarda începând cu ora 9:30 de minute, iar la ora 11:15 minute va avea loc meciul dintre Hambal Club Zalău și Universitatea Cluj. Festivitatea de premiere este programată la ora 13 și 15 minute. Încercăm să punem pe acest fond de pregătire care și de acumulări care le-am obținut acolo să trecem la pregătirea specifică, practic, de handbal cu mingea de, de handbal și totodată perioadele astea de, de, pregătire cu mingea să le închem cu niște jocuri de verificare. Mai avem miercuri și joi jocuri, trei jocuri la Kisvárda, în Ungaria. Avem după pe 22-23, un turneu de trei jocuri la Zalău cu Vâlcea, Chișvarda, Cluj și noi. După care vom încheia pe 28-29 cu un turneu la, la Cluj. Mai avem o dublă pe 4-5 ianuarie, dar vom vedea dacă o jucăm așa, pentru că E foarte aproape debutul campionatului, pe 8 ianuarie, și o să vedem dacă vom juca la Șobo sau vom rămâne doar eventual pentru un joc pe data de 4, sau la Zalău, sau la Cluj. Jucătoarele de la Hamal Club Zaleau au susținut și săptămâna trecută două partide de verificare în compania formației ungare Chișvarda. În primul duel desfășurat miercuri, le au cedat cu 22 la 29, iar gazele s-au desprins abia spre final când Gheorghe Tadici a introdus și jucătoarele de rezervă. Formația zeleoană și-a luat revanșa a doua partidă, pe care a câștigat-o cu 25 la 24.